Bună, dragilor! Sunt Victoria și astăzi vreau să învățăm cum montăm ochiurile cu metoda italiană pentru elasticul două ochiuri pe dos și două ochiuri pe față. În alt tutorial v-am arătat cum cu această metodă lucrăm elasticul simplu, un ochi pe față, un ochi pe dos, iar astăzi vom lucra acest elastic. Aici am lucrat o căciulă cu... Și am montat ochiurile simplu, cu metoda clasică. Vreau să vedem diferența. Aceasta este metoda italiană. Iar aceasta este metoda clasică. Elasticul nostru, două ochiuri pe dos, două ochiuri pe față, lucrat cu această metodă, este destul de elastic. Așa, încât ne permite să lucrăm atât căciuli cât și ploveri sau mănuși, șosete. Deci, cu această metodă puteți începe orice, nu doar căciuli. Așa, eu am ales un fir de 3 mm și andrele la fel, de 3 mm. Uitați-vă pe etichetă. Andrelele recomandate pentru fiecare fir în parte. Așa, și vom începe cu montatul. Firul scurt cu care vom începe să montăm, firul scurt trebuie să fie dat după degetul mare, da? Iar celălalt fir din ghem va fi dat după degetul arătător. Așa, lăsăm lungimea firului la lungimea dorită. Eu v-am arătat în acelalalt tutorial cam cum calculăm lungimea firului care trebuie lăsat. Și primul ochi putem să-l luăm simplu. Așa. Sau putem să facem o buclă. Al doilea ochi va fi lucrat astfel. Vom lua firul de pe degetul arătător doar în cazul în care firul din spate este după degetul mare. Da? Deci dacă firul din spate este după degetul mare, atunci primul ochi va fi lucrat de pe degetul arătător. Și începem montare. Trecem andreaua pe sub firul de pe degetul mare, luăm firul de pe degetul arătător și îl scoatem înapoi. Uite, așa am făcut noi al doilea ochi. Următorul ochi, dăm andreaua după firul de pe degetul arătător, luăm firul de pe degetul mare și acesta este următorul ochi. Și în continuare vom monta numărul necesar de ochiuri. Și am uitat să vă spun, pentru elasticul două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos, avem nevoie de un număr divizibil la 4 pentru ca elasticul să ne iasă întreg. Deci, eu vreau să montez 16 ochiuri plus 2 ochiuri pe margine. Deci am 2 ochiuri, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus 2 ochiuri pe margine, 17, și ultimul ochi voi monta clasic pentru ca firul meu să nu se distrame. Uite așa. Plus la asta îi leg firul. Așa. Cam așa arată
ochiurile noastre montate. Întoarcem mandreaua. Eu primul ochi, când lucrez, primul ochi niciodată nu lucrez, dar la primul rând lucrez tot timpul. Deci primul rând lucrez și primul ochi. Și voi lucra pe față. Iar următorul meu ochi, observ, că seamănă cu un ochi pe față. Cel de-al treilea ochi seamănă cu un ochi pe dos. Da? Deci, lucrez un ochi pe față, iar următorul ochi îl iau nelucrat. Ochiul pe dos îl iau nelucrat. Ochi pe față. Ochi pe dos nelucrat. Exact așa cum am învățat noi la elastic, cu un ochi pe față, un ochi pe dos. Se lucrează și primul rând. Ochi pe dos nelucrat, ochi pe față, ochi pe dos nelucrat, următorul ochi este ochi pe față. Ochi pe dos nelucrat și următorul ochi, ochi pe față. Ochi pe dos nelucrat, față, ochi pe dos și ultimul ochi, eu tot timpul lucrez pe față. Primul rând e gata. Întoarcem lucru. Și acum va trebui să mutăm ochiurile. Nu toate. Câteva ochiuri vor trebui mutate pentru a forma perechi de două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos. Deci primul ochi la mine îl am pe față, îl lucrez pe față. Așa. Următorul ochi ar trebui să fie tot pe față, dar eu îl am pe dos. Deci îl mut cu locul. Ochiul pe dos îl trec prin spatele ochiului pe față. Deci scot două ochiuri, iau ochiul pe dos pe Andreea, iar cu Andreea o dreaptă, îl iau și pe cel care va trebui să lucrez pe față. Deci, primul ochi pe față, următorul tot pe față. Acum avem două ochiuri pe dos. Unul lângă altul. Lucrăm două ochiuri pe dos. Iarăși un ochi pe față. Mai avem nevoie de un ochi pe față și va trebui să-l mutăm cu locul. Iarăși scoatem două ochiuri, luăm ochiul pe dos înapoi pe Andreea, iar cu Andreea o dreaptă punem și ochiul lucrat pe față. Firul meu se cam disface. Așa. Iarăși lucrăm ochi pe față și următoarele ochiuri sunt pe dos. Le lucrăm pe dos. În acest mod mutăm toate ochiurile până la sfârșit și vom forma elasticul două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos. Iarăși avem un ochi pe față, următorul ochi avem nevoie de un ochi pe față, scoatem două ochiuri, pe dos îl ochiul pe dos îl luăm înapoi pe Andreea și cu Andreea o dreaptă mutăm și ochiul lucrat pe față. Iarăși avem două ochiuri pe dos, ochi pe față, mutăm două ochiuri cu locul, nu pot să-l iau pentru că mi se destramă ochiul. Uite așa că am reușit. Și ochiul pe față luăm cu Andreea dreaptă. Îl lucrăm pe față. Ochiurile. Două ochiuri pe dos. Și v-am spus, eu ultimul ochi lucrez tot timpul pe față.
Întoarcem lucru. Firul îl am în față, pentru că dacă îl dau în spate, marginea îmi va ieși cu noduri, iar dacă îl țin în față și după ce iau ochiul pe Andreea, îl dau în spate, atunci marginea mea va fi tot timpul drept. Și de acum încolo lucrăm două ochiuri pe față, simplu, două ochiuri pe dos. Lucrăm bata până la lungimea dorită. Ori dacă lucrăm căciula, două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos, toată, lucrăm la fel lungimea căciulii dorite. Vom mai lucra două rânduri pentru ca elasticul nostru să arate cât de cât. Din primele rânduri, bineînțeles că nu se vede prea bine cum ne arată nou elasticul. Faceți o probă de câteva ochiuri, vedeți dacă vă place cum arată marginea, atunci lucrați fără grijă orice articol doriți. Pot să spun că m-am îndrăgostit de această metodă. Ia uitați cât de frumos arată și marginea. Și elasticul nostru. Ultimul rând. Vreau să se vadă cât mai bine elasticul. Și încă ceva pentru ca ochiurile voastre să iasă toate uniform. Alegeți andrelele potrivite și lucrați ochiurile fix pe andrea, nici prea strâns, nici prea lejer. Dacă veți lucra ochiurile lejer, atunci niciodată nu vor fi uniforme, ci vor fi tot timpul câteva ochiuri mai mari, câteva ochiuri mai mici. Uite, cam așa arată nou elasticul nostru, două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos, montate cu metoda italiană. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți, nu uitați să apăsați pe butonul roșu dacă nu sunteți abonată. Dacă v-a plăcut acest tutorial, mi-ar plăcea să-l distribuiți sau să-i dați un like. Dacă mai aveți ceva întrebări, vă aștept în comentarii. Până la următorul tutorial, v-am pupat!